Delicii pregătite cu dragoste în noua bucătărie Arctic, cozonac vegan. Să începem! Într-un bol mare amestecăm drojdia cu o lingură de zahăr. Turnăm lapte vegetal, ulei, turmeric, apoi incorporăm restul ingredientelor. Adăugăm făina, un vârf de sare, amestecăm cu restul de zahăr și frământăm până obținem un aluat neted. Lăsăm la dospit. Pentru umplutură, mărunțim bine nucile împreună cu laptele vegetal, pudra de roșcove și zahărul. Mai frământăm un pic aluatul, nu mult, îl împărțim în două, întindem o parte și punem jumătate din umplutură, apoi rulăm. Repetăm pașii și apoi împletim aluatul. Ungem tava cu ulei, o tapetăm cu hârtie de copt, după care mai lăsăm aluatul un pic la dospit. Cuptorul nostru Arctic este preîncălzit, setăm temperatura la 160 de grade Celsius și dăm la copt timp de 45 de minute. După ce îl ornăm, e timpul să vedem cum a ieșit. Cu tehnologia Aero Cooking nu am emoții. Știu că aerul cald circulă uniform și coace cozonacul pe toate părțile. Arată super! Când gătești din dragoste pentru bucătăria Arctic, totul e mai simplu și mai delicios. Tu cum faci cozonacul? Urmărește-ne pentru mai multe rețete!